Bună, dragii mei, bine v-am regăsit în noul an 2021. Îmi doresc din toată inima să aveți un an bun, să găsiți cheia tuturor posibilităților, să vă rezolvați problemele așa cum vă doriți, să vă găsiți marea dragoste, să vă împliniți, să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră, de cel mai bun an. Să lăsăm în spate grijile, să lăsăm în spate tot ceea ce este sau tot ceea ce a fost mai rău anul care tocmai s-a încheiat și să privim cu încredere către noul an. Eu cel puțin am încredere că toate lucrurile se vor rezolva la momentul și la timpul potrivit. Dragii mei, astăzi mi-am propus să fac o etalare generală, pentru că tot este început de nou an în care o să cerem sfatul îngerilor despre acest nou început de an. Voi extrage 5 cărți, dumneavoastră va trebui să alegeți din cele 5 opțiuni și să încercăm împreună să vedem care este energia acestui început de lună. Sunt 3 opțiuni, dumneavoastră nu trebuie să faceți altceva decât să alegeți intuitiv din cele 5 opțiuni. Acolo unde o să simt nevoia de a clarifica lucrurile, voi mai utiliza un pachet de cărți de oracol și să vedem ce mesaje ne trimite Universul în acest început de an. Sper că sunteți bine, sănătoși, voioși, voinici, pregătiți de acțiune și de a vă pune în practică toate dorințele, dragii mei. În regulă. Deci avem 5 opțiuni. Alegeți intuitiv de la 1 la 5 sau dacă simțiți nevoia, puteți să puneți pauză pe clip, pe videoclip și să vă gândiți ce puteți să alegeți, da? De la 1 la 5. Să începem cu cei care aleg varianta 1. Varianta 1, dragii mei, pentru cei care ați ales varianta 1, cumva simțiți nevoia de o revenire, dar o revenire ușoară, nu în forță. Simțiți nevoia să stați mai mult în natură, cumva parcă vă dați un refresh, un restart, parcă vă gândiți mai mult să vă ocupați de voi, să vă petreceți mai mult timp alături de cei foarte apropiați dumneavoastră, de copiii dumneavoastră. Simt aici persoane care locuiesc pe coastă, la mare sau lângă un ocean, undeva unde este și apă mare, dar și stânci foarte înalte, poate la noi în țară, poate în altă țară, de ce nu, vă protejați mai mult sau vreți să vă protejați mai mult. Parcă vă gândiți că începând din acest an ar fi necesar să aveți mult mai multă compasiune față de voi înșivă. Și parcă lucrați la acest lucru. Parcă vă ascultați vocea interioară, puneți preț pe ceea ce vă spune inima, mai mult decât rațiunea. Sunteți niște persoane raționale, dar parcă acum nu mai vreți să vă supraanalizați situațiile particulare. Căutați răspunsuri la anumite situații, la anumite probleme, pentru că unii dintre dumneavoastră, dintre cei care au ales această variantă, pare că încă vă confruntați cu niște probleme și nu ați găsit încă soluția oportună pentru a rezolva această problemă, dar cumva cineva parcă vine, parcă vă protejează cu litera V, M, N, S, de asemenea, cumva parcă primiți un telefon, parcă primiți o veste, ceva ține, dar parcă primiți un telefon pentru că vă văd că vorbiți la telefon și există
varianta de a primi o veste destul de îmbucurătoare sau cel puțin vă liniștește. Nu știu fiecare despre la ce v-ați gândit, însă parcă găsiți răspunsurile la problemele cu care vă confruntați în acest început de an. Există și varianta pentru alții, ca dintre dumneavoastră, de a merge într-o scurtă vacanță, chiar dacă ați avut o mini-vacanță de sărbători, dar parcă încercați cumva să o prelungiți, sau cel puțin să vă luați o pauză de la tot acest tumult de sărbători, pentru că v-ați agitat foarte mult și în perioada sărbătorilor. De aceea, parcă doriți să aveți un pic timp pentru voi, pur și simplu, să vă reveniți, să vă, eu știu, să vă dați așa un refresh, pentru că ați muncit mult, pare că ați avut unii dintre voi, ați făcut multe eforturi de a organiza niște evenimente, chiar și în cadrul familiei, dar se vede că ați fost foarte agitată, ca totul să iasă foarte bine și cumva ați obosit puțin. În orice caz, vă gândiți la următorul pas pe care îl veți face în viața dumneavoastră pe toate planurile. Este un prilej de a vă, cum să vă spun, de a vă pune în balanță și de a vă scrie pe foaie toate obiectivele pe care le aveți de dus la bun sfârșit în acest an. Meditați, vă rugați, parcă din câte se vede, sau dacă simțiți nevoia, chiar puteți să meditați sau să cereți sfatul Universului pentru a vă ajuta în demersurile pe care urmează să le faceți în perioada imediat următoare. Vedeți, aveți, există și în acest pachet de cărți această nevoie de a vă relaxa, vedeți, de a sta și a comunica mai mult cu Universul, de a reflecta asupra ceea ce aveți de făcut în următoarea perioadă, simțiți nevoia de odihnă, simțiți nevoia de repaus pentru a reveni în forță. Aceasta este, chiar dacă este o perioadă de început de an în care se presupune că toată lumea merge rapid către ceea ce și-a propus, totuși dumneavoastră, cei care ați ales această variantă, cumva vă activați în alt mod, vă activați fiind așa într-o fază de spiritualitate, de comunicare cu Universul, de reîntinerire. Și aveți acest potențial pentru că vă văd că vă rugați foarte mult, meditați foarte mult pentru ca viața dumneavoastră să își găsească un sens mai ales pentru cei care încă nu au o familie, pentru cei care sunt singuri. Cumva vă rugați ca toate lucrurile să se rezolve conform așteptărilor dumneavoastră și există acest mare potențial, cel puțin în acest început de an, de a vă găsi acea lumină, cumva vă vin idei briliante, sunteți pe punctul de a spune, ah, la asta nu m-am gândit, sau este ceva ce vă vine pe moment. În orice caz, să știți că este un început de an în care parcă vă relaxați, este o perioadă mai ușoară pentru voi, cei care ați ales varianta 1, pentru că până în acest moment, cel puțin anul 2020, ați muncit extrem de mult, v-ați epuizat din toate punctele de vedere și acum bine meritați o mică pauză. Nu spun că nu munciți, Doamne ferește, dar cumva sunteți un pic mai liniștiți, parcă v-ați pus la adăpost, vedeți? Sunteți cumva la adăpost, v-ați muncit, sunteți mulțumiți de ceea ce ați realizat până acum, de ceea ce aveți, sunteți cumva mulțumiți de realizări și parcă acum simțiți nevoia de a
merge cu acțiunile noastre mai cu frână. Parcă nu mai vreți să vă epuizați. Începând din acest an, doriți cu toată forța, cu toată puterea să aveți mai mult grijă de dumneavoastră și de ceea ce vă doriți să faceți, să simțiți compasiune și toleranță cu voi înși vă. Bun, haideți să vedem pentru cei care au ales varianta a doua, dragii mei. Să știți că voi, cei care ați ales varianta a doua, vă așteaptă o nouă carieră, proiecte interesante care vă pune la treabă din punct de vedere intelectual, un nou subiect, un nou obiectiv vă așteaptă și să știți că acest lucru vă entuziasmează foarte tare. Însă veți învăța foarte mult, posibil să primiți o ofertă de muncă sau oricum un nou pas în cariera dumneavoastră vă va aștepta. Dar înainte de acest lucru va trebui să faceți, eu știu, niște cursuri sau să învățați pur și simplu înainte de a vă pune pe treabă. Aveți puțin de învățat. Primiți noi informații care poate să vă schimbe puțin planul. În orice caz, să știți că această oportunitate, acest nou proiect, acest nou obiectiv, cumva vă ia prin surprindere. Posibil să vă fi pus la începutul acestui an să vă fi scris anumite obiective sau pur și simplu să vă fi pus în cap anumite obiective, însă ceva intervine cumva și vă dă peste cap planurile, dar să știți că nu în sensul negativ, pentru că lucrul acesta vă face foarte mare plăcere. De aceea, acest lucru mă duce cu gândul la o schimbare a carierei, o schimbare, să zic, radicală. Este de preferat să fiți foarte atenți la contractele pe care le semnați în acest început de an, să fiți foarte atenți la detalii, dacă aveți de semnat un contract de angajare, ideal este să fiți atenți la toate clauzele, nu este ceva rău, doar puțină atenție, să știți că nu strică niciodată. De aceea este bine să fiți foarte bine informați, să strângeți informații despre toate lucrurile care vi se aștern în față, fie că este vorba despre propuneri de angajare, semnare de contracte, fiecare știți situațiile prin care treceți. S-ar putea să aveți de semnat niște contracte de angajare, de tranzacții, dacă aveți de vândut ceva, dacă aveți de cumpărat ceva, pentru că se simte pentru cei care au ales această variantă, nevoia de a tranzacționa ceva. Nu știu neapărat dacă este și vorba și despre implicarea unei bănci în toată această ecuație, însă este bine să vă revizuiți toate documentele foarte, foarte atent. S-ar putea să întâlniți pe cineva o persoană care îi place foarte mult să vă învețe, sau aici mă refer la persoane experimentate care vin și vă dau sfaturi, este foarte bine să le acceptați, pentru că sunt persoane care știu mai bine în anumite cazuri particulare, v-am spus, dacă este vorba despre semnarea unui contract de împrumut într-o bancă, este bine să ascultați sfaturile unei persoane experimentate pentru ca planurile dumneavoastră să se desfășoare conform așteptărilor dumneavoastră și să nu aveți surprize. Să știți că dacă nu sunteți dumneavoastră această persoană care știe foarte bine ce își dorește în următoarea perioadă, s-ar putea să cunoașteți poate un profesor, poate o persoană, v-am spus, energie feminină mai mult, care este o persoană de încredere.
Nu este foarte diplomată această persoană. Acum, dacă n-ați cunoscut această ființă, da, s-ar putea să fie șatenă cu ochii negri sau spre roșcat, închis, castaniu închis, cu buzele subțiri, nasul ascuțit, ochii mici, amigdalați în anumite cazuri. Dacă vorbim despre această persoană, s-ar putea să vă spune lucrurile pe șleau, adică să nu își dorească să fie foarte diplomată această persoană cu voi, pentru că consideră că nu are timp de pierdut. Dacă este vorba de planul sentimental, această persoană cumva este o persoană de încredere, dar dacă nu v-a spus până acum, își dorește să vină către dumneavoastră și să vă spună clar ce are de făcut, ce își dorește, nu ce are de făcut, ce își dorește de la dumneavoastră. Este o persoană extrem de tranșantă. Și s-ar putea să vă ia prin surprindere, dar, cum spuneam și la începutul etalării acestei a doua variante, s-ar putea să vă facă plăcere, să vă dea planurile peste cap, să intervină în viața dumneavoastră această ființă. S-ar putea să fie și energie masculină. Oricum, energiile se întrepătrund, deci nu este important. Dumneavoastră deja știți mai bine, bărbat, femeie, mai puțin contează. Ideea este că este o persoană care este interesantă, este o persoană de încredere, dar este tranșantă. Poate că vă încurcă planurile, poate că nu vă aștepta să intre în viața dumneavoastră această, cred că nouă ființă, nu știu dacă este parte din trecutul dumneavoastră, însă o văd că parcă știe ce are de făcut și parcă vine și vă spune, uite, eu nu vreau să, eu știu să am o relație cu tine, dar nu vreau să pierdem foarte mult timp, vreau să trecem la acțiune pentru că cei mână nu-i minciună. Da, și vă dă un pic așa planurile peste cap sau s-ar putea să fie totuși o persoană care vă domină, o persoană care știți cum e ca profesorul acela cu bățul în mână, care vă spune ceea ce trebuie să faceți, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, pentru că eu știu mai bine, sunt o persoană experimentată, poate că sunt și mai mare decât tine, așa că ar trebui să mă asculți ca lucrurile să meargă așa cum ne dorim amândoi. Da, interesant, nu știu ce este cu această persoană, o să-mi spuneți dumneavoastră prin mesaje. Ar fi interesant să aflu. Dar v-am spus, mă face plăcere să știți că nu este o persoană care, chiar dacă este extrem de tranșantă, vă face plăcere, nu este ceva negativ. Vă gândiți să știți foarte mult la această persoană sau dacă nu ați făcut-o până acum, cumva, v-am spus, vă luminează, comunicați foarte bine sau urmează să comunicați foarte bine cu această persoană sau pur și simplu s-ar putea să fie chiar sufletul dumneavoastră pereche pentru că cumva ați visat-o, ați gândit-o, ați cumva ați cerut Universului ca în viața dumneavoastră să apară această nouă persoană și parcă acum vi se ia un văl de pe față pentru că momentul în care va apărea în viața dumneavoastră veți ști foarte clar că despre această persoană este vorba. Bun, haideți să vedem ce mai putem afla pentru varianta a doua. Au căzut foarte multe cărți. Pentru varianta a doua, dragii mei, s-ar putea ca această persoană să vină de peste mări și țări. S-ar putea să stea în altă țară, să fie din zodia Taur, Leu, Capricorn, Berbec, Balanță, Vărsător, s-ar fi putut să vă fi certat la un moment dat cu această persoană sau să fie, există și varianta să fie parte din trecutul dumneavoastră și cumva să apară de data aceasta, de fapt nu de data aceasta, rămân la opinia că este o persoană șatenă cu părul șatenă, castaniu închis, tenul mediu, să zic așa, spre măsliniu, în sfârșit este o persoană de energie masculină, dacă este vorba despre energie masculină, este cu părul dat la o parte, așa știți, pe spate, cumva. Și apare, vine, e o relație, poate fi o relație pusă sub semnul norocului. V-am spus ceva dintr-o dată, ceva la care nu vă așteptați, dintr-un noroc. Și parcă simțiți că
aveți lumea la picioare, există această împăcare, această reluare de conexiune, dar și o apariție. Cumva vă dă planurile, v-am spus ce se va întâmpla, vă dă planurile peste cap, pentru că sunt aceste noi oportunități. Și nu o spun eu, o spune Universul, cel care chiar insistă pe a transmite acest mesaj de noroc, de noi oportunități, de o chestiune care vă dă peste cap toate planurile. În sensul, bineînțeles, bun al expunerii. Pentru cei care au ales varianta a treia, dragii mei, tot ce aveți în cap, tot ceea ce care nu v-a făcut bine, tot ceea ce v-a făcut rău, tot ceea ce a fost toxic în viața dumneavoastră, este foarte bine în acest început de an să lăsați la o parte, să vă detașați de trecut, de un trecut care nu v-a făcut bine, să vă detașați de emoții care nu vă fac bine, de persoane care nu vă fac bine, de relații care nu vă fac bine și care sunt toxice, pentru că cumva simt că încă nu sunteți pregătiți, pregătite să dați drumul acestor lucruri care vă țin. Cumva sunt ca niște legăminte, ca niște contracte. Acum, dacă este vorba despre, eu știu, planul material sau planuri financiare, există niște contracte care nu au avut o finalitate bună, nu s-au întâmplat așa cum ați spus dumneavoastră. De aceea, cel mai bine este să le lăsați, să le înlocuiți, dacă se poate, bineînțeles, dacă se poate și nu s-a întâmplat, sau poate că ați avut desemnat un contract. Nu știu despre ce este vorba sau deocamdată în ce direcție este vorba despre acest contract, însă dacă nu s-a întâmplat, dacă acest contract nu a avut o finalizare certă, dacă lucrurile nu s-au întâmplat până la momentul semnării acelui contract, oportun este să-l lăsați la o parte și să, v-am spus, bineînțeles, dacă se mai poate, și să înlocuiți această oportunitate cu alta, să dați drumul la vechi pentru a face loc noului. Este ca și cum am desemnat, vreau să-mi caut un apartament, vreau să-mi caut o locuință, din ceea ce simt aici foarte mult, sau chiar un loc de muncă. Încerc pe cât posibil sau am un loc de muncă sau sunt pe cale de a semna, dar totuși ceva nu se întâmplă. Mai apare câte ceva, mai, nu știu, ceva nu se leagă și atunci cel mai bine este să lăsăm. Pentru că sunt anumite emoții care nu prea vă dau pace. Sunt anumite, parcă ați plâns, câteva lăcrimuțe pe aici pe acolo. Și cum să vă zic, lăsând acest trecut, sau poate că vi se pare că dacă lăsați în urmă acest trecut, nu vi se mai întâmplă nimic bun și țineți cu dinții în anumite situații, țineți cu dinții de ceva care oricum, din câte se pare, nu ajunge la la nicio finalitate. Dar să știți că vă va elibera, vă trebuie puțin curaj, puțin acțiune, să vă detașați de aceste lanțuri ale trecutului pentru a vă va elibera și să știți că îngerii sunt lângă voi, Universul este lângă voi pentru a vă ajuta și a vă da aripi. În general, sfârșiturile întotdeauna, așa spune Universul, sfârșiturile întotdeauna anunță noi începuturi și noi oportunități. Facem loc noului dacă lăsăm tot ceea ce este vechi în trecut. Și să știți că situația prin care dumneavoastră treceți, nu știu sigur aici, este ceva pe care nu vreți să dați drumul. Fie că este o relație, o persoană, știți că nu vă face bine, știți că v-a făcut rău. Nu, parcă nu sunteți pregătit, pregătită să dați drumul acestui lucru toxic care vă obsedează. Este o perioadă care vă provoacă, provocatoare, cu schimbări. Dar să știți că schimbarea în viața dumneavoastră va veni doar dacă vă schimbați gândurile.
Deci nu știu dacă se vede, nu știu dacă reușiți să vedeți mesajul, însă este foarte clar că în viața dumneavoastră, se poate ca în unele cazuri, unii dintre dumneavoastră, cei care ați ales varianta a treia, să vă gândiți că vreți o schimbare în viața dumneavoastră. Cumva stați și spuneți, ok, a început anul, vreau și eu ceva nou în viața asta mea. Vreau să se schimbe ceva. Și de aceea poate că Universul vă spune că schimbarea va veni doar dacă vă schimbați modul de a gândi vis-a-vis de o situație, de o persoană și față de această renunțare la tot ceea ce știți de fapt că vă este toxic o dată de 13. Poate că aveți pe semnat un contract pe 13 și nu știți ce să faceți. V-am spus, dacă nu vă completează sau nu credeți cu toată ființa în realizarea acestui contract, acestei tranzacții, acestei relații, cel mai bine este să vă vedeți de drum mai departe. Sunteți cu privirea în jos, încă nu sunteți, v-am spus, pregătiți, pregătite să priviți. Să priviți înainte. Visați foarte mult, vedeți, visați foarte mult, vă rugați foarte mult pentru această schimbare, dar pentru a avea această schimbare, încă o dată se confirmă faptul că visăm, dar suntem cu picioarele pe pământ și luăm deciziile care ne fac nouă bine. Sunteți cumva ca într-o bulă de cristal, sunteți bine deocamdată așa și cumva parcă dacă dați drumul acestui lucru, aveți o teamă cumva, dacă vă gândiți la o persoană, dacă aveți în viața dumneavoastră o persoană toxică la care nu vreți să renunțați, cumva vă gândiți oricum e bine, chiar și așa, dar e acolo, e al meu, a mea. Chiar dacă nu e ceea ce îmi doresc, dar măcar e acolo. Nu e ok, nu e bine. Și vedeți că este și o relație de căsătorie aici. S-ar putea ca persoana asta la care vă gândiți dumneavoastră și la care parcă nu vreți să renunțați, mai este implicată într-o altă relație. Și aceasta este, din câte se pare, o relație de căsătorie. 5 ani, 5 luni, 5 săptămâni, cumva sunt niște secrete la mijloc, sunt niște informații care v-au fost ascunse. Există un trio care vă apasă și la care parcă vreți să renunțați, dar pe de o parte câteodată vreți, câteodată nu vreți și uite așa vă ține și vă alimentează cu tot soiul de emoții negative și toxice. Mesajul este clar. Da? Letting go. Dați-i liber. Pentru persoanele care au ales varianta a patra, dragii mei, cumva vedeți, sunteți în echilibru. Vreți să vă mențineți în echilibru și chiar o faceți. Zodiile Scorpion, Rac, Vărsător, Pești, Balanță, ca semne zodiacale predominante. Poate că știți cum, parcă jonglați acum la începutul anului, aveți de jonglat sau vreți să vă aflați în fața unor decizii, cel puțin două decizii. Și stați și reflectați care este cea mai bună pentru voi. Viața, din câte se pare, vi se pare puțin așa în balans. Nu știți ce să alegeți, două opțiuni, două relații, două contracte de job. Sunteți așa într-o expectativă, așteptați ca această abundență din toate punctele de vedere să se întâmple pentru voi, dar să știți că acest lucru se va
realiza în urma deciziei pe care noastră urmează să o luați. Cumva aveți de lucrat la mai multe joburi sau aveți mai multe joburi sau aveți mai multe îndatoriri, aveți de îndeplinit mai multe îndatoriri, targete sau pur și simplu încercați să faceți o schimbare în cariera dumneavoastră. Vă doriți acest lucru, lucrați la acest lucru, vreți să faceți un nou pas în carieră, poate vreți să vă deschideți o afacere proprie sau poate vreți să începeți ceva numai al dumneavoastră. Vă gândiți să munciți, poate pentru voi sau dacă aveți această posibilitate să lucrați peste program sau să aveți o activitate extra bănuță, câștigați niște bănuți din ceva peste serviciu. Vă gândiți la acest lucru, tot așa puneți în balanță, pentru că sunt anumite investiții pe care trebuie să le faceți și cumva parcă vreți să nu aveți acei bani deocamdată. Și atunci parcă vreți să începeți step by step, așa încetul cu încetul, pași de copil, până la pune această mic business, această mică afacere sau această activitate pe picioare sau mă rog, dacă vă gândiți să câștigați bani din această activitate, lucrurile merg deocamdată la acest început de an. Sunteți în acea fază de a pune pe hârtie ce și cum să faceți. Faceți acele demersuri. La început mici, dar foarte importante. Ceea ce este important este să țineți lucrurile în pozitivitate, în lumină. Cumva sunt niște decizii pe care nu trebuie să le luați ca un, cum să vă spun, cu naivitate, să nu aveți așa o super mega încredere în persoane care vin și vă dau tot felul de sfaturi și vă spun ce să faceți. Aveți încredere în voi, aveți încredere în ceea ce doriți să faceți. Există aici, eu știu, poate că vreți să lucrați cu copii, să acceptați un job în educația tinerilor copiilor, babysitting. Unii dintre noastre poate că doriți să adoptați un copil, să concepeți un copil, poate că acum vă gândiți să puneți în balanță și această, eu știu, oportunitatea aceea de a avea un copil anul acesta pentru cei sau cele care li se permite această situație, dacă este posibil, da? Și sunteți așa, cumva multitasking, așa, aveți foarte multe lucruri de îndeplinit, foarte multe obiective, foarte multe planuri, ceea ce vă aduce și ceea ce va aduce un succes garantat, pentru că sunteți extrem de pozitiv și parcă știți ce aveți de făcut, adică nu vă ia nimic prin surprindere ca la cei la varianta a treia. Cumva v-ați pus în cap foarte multe obiective anul acesta și le veți duce cu succes la capăt. Grijă aveți de dumneavoastră, aveți grijă de voi, faceți, cum să vă spun, urmează să faceți anumite tratamente, poate că vreți să faceți și să aveți o perioadă de detoxifierea organismului, cumva poate că vreți să mergeți la spa sau poate vreți să vă luați anul acesta o vacanță sau să începeți cu o vacanță anul acesta undeva unde este frig, unde este iarnă și faceți baie într-o piscină încălzită. Odihnă. Vreți să vă și odihniți cumva, de asta vă zic că există acest balans între muncă, între multe obiective pe care vi le-ați pus în cap, dar și acea odihnă, acea vacanță, acea grijă față de voi înșivă și mai ales de corpul vostru. Hidratați-vă foarte mult. Există aici, parcă văd că simțiți nevoia de a
V-am spus, de a vă detoxifia organismul foarte mult, de a bea foarte multă apă și de a avea așa o grijă mai mult de dumneavoastră. Parcă vreți să vă iubiți mai mult anul acesta decât ați făcut-o în toți anii. Probabil că ați ajuns și la un nivel în care vi se permite, din punct de vedere financiar, vi se permite sau veți ajunge anul acesta la acel nivel financiar care vă permite să vă luați o vacanță așa cum vă place. Sau cel puțin să vă luați o pauză și să faceți exact ceea ce vă trece prin cap. Și mă rog, vă mulțumește foarte mult. Să știți că pentru voi există și o perioadă de așteptare în ideea în care există acest balans. Dumneavoastră nu acționați sub impuls, întâi gândiți, de asta cred că sunteți foarte mulți și în zodia Balanței, vă gândiți foarte mult la ce aveți de făcut, nu este necesar să acționați acum, la începutul acestui an, adică să dați fuga repede, 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 să semnați niște acte. De asta zic că cel mai bine este să fiți atenți, să fiți atenți și la detalii, să nu acționați sau să nu acționați sub impuls, poate fi și un astfel de mesaj. Să așteptați înainte de a face ceva, de a întreprinde ceva, de a vă începe o relație. Stați, meditați, analizați, vedeți dacă iese, dacă nu iese. Nu dacă iese, dacă nu iese. Așteptați întâi să vedeți, să strângeți informații, mă scuzați, asta nu să spun. Întâi strângeți informații, nu vă aruncați în relații pur și simplu de dragul de a vă arunca sau dacă ați terminat o relație și sunteți singuri, pentru că unii s-ar putea să nu fiți într-o relație, să vă fi despărțit, să fi suferit o separare, cumva nu este oportun să vă aruncați în altă relație pentru a vă vindeca de fosta relație. Poate fi și acesta un mesaj. Vedeți exact ceea ce spuneam. Mai stați, mai gândiți, vedeți, deliberați, gândiți-vă. Poate că unii dintre voi chiar de un an durează această separare sau această deliberare, pentru că toate aceste întârzieri sau faptul că unii dintre dumneavoastră, pentru cei care ați ales varianta a patra, poate că încă nu v-ați găsit perechea sau nu v-ați găsit sufletul pereche, nu este o nenorocire, pentru că toate aceste întârzieri parcă se întâmplă cu un motiv și sunt întârzieri necesare, pentru că totul va veni la timpul și la timpul potrivit. Parcă văd și persoane blonde, șatene deschis cu tenul alb, persoane de sex masculin cu niște problemuțe la gleznă, picior, genunchi. Încheieturi, în general, cine are probleme. De asta vă s-ar putea să vreți să aveți un pic grijă. Poate mergeți la un masaj, la spa, sau tratamente din acestea alopate. Cine știe, poate vă gândiți, de asta vă spun, să vă echilibrați din punct de vedere și emoțional, dar și medical. Poate mergeți la băi, de ce nu v-ați gândit să mergeți la băi? Sau unii poate se gândesc să meargă la băi, la proceduri, de ce nu? Pentru cei care au ales varianta 5, dragii mei, voi este, vă manifestați sau începe să vă manifestați visele sau dacă nu este de preferat să vă manifestați tot ce aveți în cap, pentru că aveți șansa unor noi începuturi, atât în plan material, financiar, al carierei, cât și în planul sentimental. Aici să știți că văd niște săgetători în special, cumva există și ca semn zodiacal balanță gemeni,
Dar am zis așa, săgetător, balanț, nu, săgetător, gemeni, balanță, zic în ordinea în care mi se arată aceste semne zodiacale, nou început pentru voi, dragii mei, suflete pereche, s-ar putea ca cei care nu aveți încă pereche să vă găsiți perechea, să vă găsiți sufletul pereche. Parcă sunteți cumva pregătiți, așteptați acest lucru, așteptați să acționați pe toate planurile și sunteți pregătiți. Nu este necesar o altă pregătire pentru că parcă deja aveți în cap lucrurile stabilite, știți ce trebuie făcut, știți la ceea ce vă așteptați. Parcă faceți deja primul pas spre aceste schimbări pe care dumneavoastră le doriți, chiar și cu pași mici. Cumva acționați, cumva nu mai stați. Adică dacă până acum ați stat, ați deliberat, v-ați gândit la ce-i de făcut pe toate planurile, acum parcă deja chiar și un pas mic pe care îl faceți, dar îl faceți. Ceva faceți. În carieră, în job, în relație, cumva lucrurile merg înainte. Cumva acționați, mergeți, vă mișcați, nu, parcă nu mai stați și acest lucru este extrem de pozitiv. Cumva vă dați seama în ce direcție să mergeți, acum mai bine decât niciodată. Și să știți că veți avea parte de acele resurse din toate punctele de vedere. Aveți resurse să faceți acest pas mic în ceea ce dumneavoastră vă doriți, cu planurile noastre, cu obiectivele dumneavoastră. Sau dacă nu le aveți, cumva apar. De unde nu vă așteptați, apar aceste resurse și acest suport. V-am spus, poate financiar, poate mă rog, financiar, material sau pur și simplu sfaturi, experiență, ceva miraculos se întâmplă în viața dumneavoastră în acest început de an, v-am spus, care vă aduce o stare de pozitivitate, de bună dispoziție și vă ajută să mergeți înainte pe drumul vostru. Resurse miraculoase, dragii mei. Și văd foarte mult, nu știu, parcă vă văd că vă găsiți sufletul pereche, cumva apare în viața dumneavoastră acel cupidon care vă cuplează. Persoane brunețele, cu părul strâns, cumva există, văd aici, cel puțin, în unele cazuri, știți cum se poartă la băieți acum moțul acela în sus, așa, cumva, nu știu ce văd. Bărbați care au, nu este o regulă, țineți cont că este o etalare generală și nu se poate potrivi tuturor, dragii mei, dar văd și acele persoane, băieți, cu părul strâns, știți, tunși, așa, și aici cu moț. Nu știu pentru cine acest mesaj, dar s-ar putea să apară un astfel de personaj în viața dumneavoastră. Și să știți că rezonați, s-ar putea să fieți din zodia Vărsătorului, aici Scorpion, Rac, Pește de asemenea. Renunțați, sunt anumite renunțări ale unei toxicități, fie că este vorba despre alcool, tutun, cafea, carne, consum excesiv, da? Abuz, la asta mă gândesc nu știu, alcool, tutun, cafea, carne și așa mai departe. Și parcă sunteți pregătiți să renunțați la aceste excese de orice natură și să rezonați cu tot ceea ce înseamnă natură, detoxifiere, mers în natură foarte mult anul acesta, văd că mergeți în natură, mergeți la munte, în călătorii, parcă văd că în vara acestui an cumva există posibilitatea unei călătorii. În țări nordice, să zic așa, Norvegia, Islanda, oricum dacă nu cu munți înalți, dar și cu vegetație. Cu vegetație foarte multă, apă, munți înalți, o combinație foarte, cascade, foarte multe cascade lungi. Așa văd eu, cel puțin așa citesc. Și lucrurile, cum să vă spun, le faceți
le faceți mult mai liniștit, mult mai așezat. De altfel, să știți că aceasta este o energie pentru toate cele cinci variante. Am observat că există un slowdown, există un timp pe care vreți să-l petreceți mai mult în natură. Parcă vă reconfigurați traseul, vă gândiți mai mult a lua lucrurile mai încet, parcă nici cafeaua nu mai vreți să o mai beți în mașină sau în mijloc de transport, vreți să vă mai bine vă treziți mai devreme cu 10 minute, un sfert de oră să vă savurați cafeaua în liniște, după care să mergeți la muncă. Da, cumva asta văd că sunteți pregătiți să luați lucrurile mai încet, mai ușor și să vă bucurați mai mult de ceea ce ați construit până acum, până la această vârstă, sau pur și simplu să vă bucurați de ceea ce ați construit. Au sărit foarte multe cărți și nu le încerc să. Adică sunt foarte multe și nu pot să le iau pe toate. Da, au mai sărit două, nouă nerăbdare și să știți că există o situație care se va termina foarte curând în ceea ce vă privește pe voi, cei care ați ales varianta a cincea. Există acest nou început, dar și ceva se termină în viața dumneavoastră, o situație, o relație, poate ceva. Există și varianta ceva vă ia pe neașteptate și vă aduce în casă o atmosferă de fericire, de mulțumire sufletească, să zic așa. Ceva ținut de ceva vreme, 6, 16 ani, 6 ani, o situație și mă refer, da, poate să fie o relație nu știu dacă neapărat de trio, s-ar putea să fie și un trio amoros, o situație triunghiulară, dar ceva ce a ținut de foarte multă vreme și care v-a măcinat așa sufletul și nu v-a dat pace, cumva se termină, lucrurile se precipită, parcă sunteți hotărâte să o luați pe drumul acela care vă face bine. Există aici o energie masculină, tânără sau mai tânără decât voi, s-ar putea să fie o diferență destul de mare, dar parcă vine această persoană, acest personaj tânăr, parcă vine în viața dumneavoastră pe neașteptate. Vine așa pe un cal alb și spune: gata, din momentul acesta știm ce avem de făcut și ne vedem. Știți cum e? E o sabie cu două tăișuri. N-aș vrea să vă mint. Oricum este să va fi ceva pe neașteptate din partea acestei energii mai tinere decât dumneavoastră. O ceva, ori se termină, ori începe altceva, adică cum să vă zic, ori se termină această situație în care ați fost implicate atâta amar de vreme și care nu v-a convenit, deci tăiați rău de la rădăcină și atunci persoana cealaltă poate vine și spune: gata, din momentul ăsta m-am hotărât să fim împreună, sau din momentul ăsta eu îmi văd de viață și să rupem odată, că nici călare, nici pe cal, nici, adică ceva se va întâmpla, clar. Dar anunță, lucrurile sunt cu happy end. V-am zis, acum noastră știți care este situația și prin ce treceți. Dar în orice caz, există acest început, există acest suflet pereche, dintr-o dată, parcă acest cavaler, eu așa văd mai mult decât s-ar termina. Cum să vă zic? Se termină incertitudinea, se termină cu îndoiala. De fapt, despre asta este vorba, sau cel puțin așa simt eu, că se termină cu o îndoială, cu o incertitudine, cu un joc din ăsta de du-te, vino. Lucrurile se întâmplă pe neașteptate, surprinzător. Se iau niște decizii care vă conduc la
acest nou început, pentru că vă manifestați cu precădere acest lucru. Se termine odată această îndoială și să văd de drum sau să am această familie pe care eu mi-o doresc din toată inima. Ok, dragii mei, mă bucur din toată inima că ne-am revăzut. Am început așa un pic, știți cum e, ca după petrecere, încetişor, mai la relanti, însă sper că ați găsit mesaje drăguțe care se potrivesc cu situațiile noastre particulare. Dacă nu ați rezonat, înseamnă că nu au fost pentru voi mesajele, dar sunt sigură că vor fi și altele, cel puțin la fel de drăguțe și interesante. Nu mă rămâne decât să vă pup dulce, dulce, să vă mulțumesc din toată inima că existați. Mulțumesc pentru înscrieri, mulțumesc pentru vizualizări, mulțumesc de asemenea pentru mesajele absolut superbe pe care le-am primit la acest final de an și de Crăciun, de susținere, de încredere. Sunteți minunați, dragii mei. Mă bucur din toată inima că ne-am întâlnit. Sper să avem toți împreună un an bogat, un an plin de succes și ce-mi doresc din toată inima pentru dumneavoastră este să găsiți cheia rezolvării tuturor problemelor cu care vă confruntați. Doamne ajută, ținem pumnii, sunteți în permanență rugăciunile mele. La revedere, dragii mei!